secundă. Rețineți, 1000 de euro pe secundă. Bani la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, să nu spun chiar zero, dar mai nimic. A trebuit ca toți cei care conducem administrații locale să luăm bani de la investiții și din alte părți să putem să dăm în continuare salarii și servicii pentru acești oameni. Bani pentru colegii primari, însoțitori persoane cu handicap, cofinanțări pentru fonduri europene, sprijinirea proiectelor de dezvoltare. Să nu spun nimic, dar mai nimic. Unde sunt acești bani? M-aș fi așteptat, stimați colegi, ca președintele României, domnul Klaus Iohannis, la cel de-al doilea mandat, să cheme toate partidele și să propună românilor un proiect de țară. N-a făcut-o. Domnule președinte Ciolacu, domnule secretar general Paul Stănescu, domnule președinte a Consiliului Național Vasile Dâncu, doamna primar general Firea, stimați colegi, obligația zero a Partidului Social Democrat este ca în următoarea perioadă, într-un termen cât mai scurt, să venim în fața românilor cu un proiect de țară, stimați colegi. Funcționăm astăzi pe structura statului comunist amplificată și dublată de dreapta. Să nu uităm că atunci când PSD a părăsit guvernarea în 2004, cu fostul prim-ministru Adrian Năstase, structura publică a statului român avea aproximativ 950.000 de angajați. A reușit alianța, da, cu mari lideri de dreapta, ca într-un an, doi de zile, să o ducă la 1,5 milioane de angajați în sistemul public. Avem nevoie de un proiect de țară. Stimați colegi, să nu mai vorbim de schimbare, să nu mai consumăm energie și eforturi, să ștergem etichete, să explicăm cum nu suntem. Să știți că oamenii văd asta. Oamenii sunt foarte informați și mă bucur și vă felicit, domnule președinte, că ați ales în echipa dumneavoastră primari și președinți de Consilii Județene. Cei care sunt în fiecare zi, de dimineața până seara, cu cetățenii, cu problemele lor și cunosc problemele de la firul ierbii. Mă bucur că ați luat această decizie de a aduce în Consiliul Politic Național reprezentanții cetățenilor de la nivelul de jos, din terenul de joc, care sunt convins că nu vor mai lăsa nicio conducere a Partidului Social Democrat să se îndepărteze de problemele cetățenilor, de problemele lor reale, pentru că există riscul aici, în această minunată casă a poporului, conducerea unui partid să se rupă de problemele reale a cetățenilor. Odată cu prezența primarilor și a președinților de consilii județene în conducerea Partidului Social Democrat, sunt convins că Partidul Social Democrat în viitor va rămâne pe agenda cetățeanului. Programul politic va avea legătură cu agenda cetățeanului. Și ăsta este un lucru de salutat care îmi oferă și îmi inspiră mare încredere. M-aș fi așteptat și îmi doresc foarte mult, domnule președinte, ca în viitorul program de guvernare al PSD, care trebuie să fie completat și updatat, să regăsim marile proiecte de infrastructură. S-a vorbit de 30 de ani de marile proiecte de infrastructură. M-aș fi așteptat ca președintele Iohannis, de la Orban n-am niciun fel de așteptare, dar m-ar fi așteptat ca cel mai ales cetățean al României să folosească această criză pandemică și creșterea acestui deficit acceptat de Consiliul European, de Comisia Europeană, propunând mari proiecte de infrastructură, 4-5 autostrăzi care să traverseze România, magistrale de cale ferată, rețele de transport gaze, rețele de transport energie electrică, sunt 4 domenii mari care ar fi putut să ofere dezvoltare, care ar fi putut să ofere locuri de muncă pentru românii care au rămas fără locuri de muncă și pentru cei aproximativ 1 milion de frați ai noștri care s-au întors din străinătate, ar fi dat o gură adevărată de oxigen firmelor din România. Mi-a făcut o mare bucurie, domnule președinte, auzindu-mă în discursul dumneavoastră vorbind de patriotism economic. Salut propunerea colegului meu de la sectorul 2, Bădulescu, și sper să propuneți Congresului o rezoluție prin care să apărăm
capitalul românesc, așa cum face Franța, Germania, Statele Unite și oricare altă țară. Cred că ar fi unul dintre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi a Congresului, o astfel de rezoluție prin care să găsim soluții, să sprijinim și să apărăm capitalul românesc. Mă bucur că secretarul general Paul Stănescu nu uită de unde a plecat. Pentru că el a venit aici, la Casa Poporului, din iarbă, dintre oameni, și că a transmis un mesaj de încurajare și de îmbărbătare colegilor noștri primari. Stimați colegi, nu au ce să ne facă. Să ne ia boii de la căruță? Nu au ce să ne facă. Trebuie să rămânem și să luptăm pentru oameni. Sunteți cei mai performanți primari din România. Am exemplu colegilor mei primari din județul Bistrița-Năsăud, pe care o să-i regăsiți pe orice tip de analiză fruntaș, la atragere de fonduri europene, la proiecte de dezvoltare. Sunteți modele și de asta a fost un mercato extrem de interesant în ultima perioadă. Am și eu o curiozitate. Păi nu mai suntem ciuma roșie? Nu mai suntem cei răi? Am devenit dintr-o dată buni? Nu, am fost buni și înainte, dar am făcut o mare greșeală, stimați colegi, pe care trebuie să ne-o asumăm și pe care eu mi-o asum. Am tăcut prea mult. Am răbdat prea mult și eu nu mai sunt dispus să fac acest lucru. Vocea cetățenilor trebuie să ajungă la urechile conducătorilor noștri. Și eu, împreună cu colegii mei, care vom fi în viitorile structuri de conducere al PSD, dacă vom primi votul și încrederea dumneavoastră, o să facem acest lucru de fiecare dată și la fiecare întâlnire. Mă bucur că Marcel Ciolacu a ales să se prezinte în fața dumneavoastră cu o echipă, cu un program politic care sunt convins că va renaște România. E nevoie ca fiecare dintre noi să ridicăm capul sus, nu avem nimic de ascuns, avem ce să le spunem oamenilor, și ca partid și ca persoane. Partidul Social Democrat de fiecare dată a adus bunăstare. Din păcate, datorită unor greșeli fundamentale pe care trebuie să le asumăm și a unei lipse de comunicare crase despre ceea ce în realitate făcea Partidul Social Democrat, am ajuns să plătim dur în alegerile europarlamentare și prezidențiale. Cred că ne-am învățat cu toții lecția și cred că Partidul Social Democrat niciodată nu se va mai abate de la agenda cetățeanului. De asemenea, vă propun, domnule președinte Ciolacu, și propun colegilor mei din viitoarea conducere, ca desemnarea candidatului PSD pentru funcția de președinte a României să o aibă cetățenii și noi, în structurile noastre, să o validăm. Am cerut, am țipat să desemnăm candidatul PSD la președinție în urma unor sondaje de opinie. Din păcate, am vorbit singur și am fost ascultat de 5-6 colegi din 70. Astea sunt realitățile. Sper să învățăm din greșelile trecutului și cetățenii să fie cei care ne fac agenda. Cetățenii să ne spună pe cine vor să conducă. Eu, la nivelul unui județ mai mic al României, în județul Bistrița-Năsăud, am în permanență parteneri cetățenii. Cetățenii mi-au spus cine să fie candidat de primar, cetățenii mi-au spus ce trebuie să conțină programul politic al meu pentru președinția Consiliului Județean, cetățenii ne spun care sunt nevoile lor, cetățenii ne spun care sunt proiectele de dezvoltare ale județului Bistrița-Năsăud și România. Îmi doresc ca bunul Dumnezeu să ne dea tuturor sănătate, să binecuvinteze această minunată țară și așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Îl vom urmări acum pe domnul Anton Hader, președinte al Federației Naționale Sindicale Alma Mater. Stimați lideri ai Partidului Social Democrat, stimați participanți la Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat, am primit cu plăcere invitația de a vă prezenta un scurt mesaj cu prilejul organizării Congresului dumneavoastră. Eveniment foarte important în viața Partidului Social Democrat, organizat în vremuri grele de pandemie. Practic, nu mai scăpăm de crize. Crize de tot felul, cum ar fi criza sanitară, criza economică,
și de ce nu, și criza politică, au venit pe România. Mesajul meu către dumneavoastră, evident, este concentrat pe probleme din domeniul educației și cercetării. Vă pot spune că în acest moment educației nu îi se acordă mai mult de 3% din PIB, iar cercetării un procent aproape nesemnificativ, nici 0,2% din PIB. Cu asemenea finanțări, evident că progrese prea mari nu putem avea. În acest sens, vă sugerez că atunci când veți conduce din nou țara, să acordați educației și cercetării științifice mult mai multă atenție și să o sprijiniți și mai mult, pentru că fără educație, practic, nimic nu se mișcă bine în țara noastră și în lume. În perioada aceasta, sistemul educațional a fost văduvit de o creștere a salariilor, nu foarte mare, dar, precum știți, nu s-au găsit resursele financiare necesare. Era nevoie de vreo 700 de milioane de lei pentru a se finaliza legea salarizării în ceea ce privește învățământul preuniversitar și cel superior, înainte de termen. În aceste condiții, sunt mulți colegi supărați, lor li se adaugă și pensionarii care au nemulțumirea lor legată de faptul că se preconizează a avea o creștere de doar 14% a punctului de pensie. De aceea, în condițiile în care dumneavoastră aveți astăzi un congres extraordinar și implicit alegeri, eu vă doresc să alegeți omul potrivit la locul potrivit. Și să-i scoateți în față pe adevărații profesioniști ai partidului. Pe cei care vă sunt și v-au fost fideli și care nu vă vor părăsi atunci când partidul va da de greu. Trebuie să vă bazați, în opinia mea, pe politicienii patrioți. Politicieni care, atunci când vor fi aleși în funcții importante în statul român sau vor fi numiți, vor pune accent doar pe interesul național, pe interesul cetățenilor, negândindu-se la interesul personal. Dacă veți avea un nucleu puternic de politicieni în fruntea partidului, cu siguranță că atunci când veți reveni la guvernare, veți avea de unde alege. Vă mai sugerez să creați o simbioză reușită între generația tânără de politicieni și cea experimentată. În final, vă urez succes la acest congres extraordinar. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce veți face. Îl invităm pe scenă pe domnul Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța. Sărut mâna, dragi colege, vă salut cu drag, dragi colegi. Sunt Decebal Făgădău, membru al Partidului Social Democrat și în această calitate sunt astăzi alături de dumneavoastră. Așa am ieșit pe stradă în momente mult mai grele ca acestea, întotdeauna dorind să sprijin o echipă din care fac parte și în care nimeni nu m-a adus cu forța sau m-a ținut cu forța. Cine trebuia să plece dintre noi, cred că a plecat. Lucrurile s-au cernut și am dorit să adresez un cuvânt la acest congres extraordinar din calitate de ales local, pentru că
În urmă cu 4 ani de zile, în 2016, după alegerile locale, Partidul Social Democrat avea 17.000 de consilieri comunali, orășenești, municipali, județeni, 1.700 de primari, 29 de președinți de consilii județene și vă pot spune că acolo lucrurile nu s-au schimbat. Vreau să vă mulțumesc, dragi colegi, pentru munca de zi cu zi. De jos în sus, țara s-a schimbat și s-a schimbat mult și în bine. Cei ce muncesc zi de zi știu cât de greu este să fii între oameni, în permanență lângă oameni, să construiești infrastructură, extinzi rețele de apă, canal, gaze, să construiești drumuri de la zero, școli, grădinițe, spitale și cu toate acestea să fii în permanență aproape de oameni. Tot pe umerii aleșilor locali a fost și această pandemie, o pandemie căreia i s-a adăugat un dezastru mai mare, guvernul de dreapta. Un guvern de dreapta care a ținut comanda la centru și a trimis factura în teritoriu. Ei n-au nicio obligație, noi le avem pe toate. Nu ne-am dat niciodată la o parte și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei, pentru că dacă astăzi România stă totuși bine, este pentru că are cetățeni responsabili și trebuie să le mulțumim tuturor, dar are și lideri locali care au dus greul acestei pandemii. Trebuie să ne uităm totuși cu onestitate la familia noastră socialdemocrată și să spunem că nu întotdeauna aleșii locali au fost în linia întâi sau ascultați. Unul dintre principalele motive pentru care sunt astăzi aici este că la sfârșit de ianuarie 2020, început de februarie, ne-am întâlnit pentru prima dată în mandatul acesta al meu, prim mandat de primar în 4 ani, ne-am întâlnit cu toții la București, adunați de cel de-al treilea președinte pe care l-am avut în acest mandat de 4 ani. Din 2016 până în 2020, 3 președinți, dar o singură întâlnire între noi, primarii municipii reședință de județ și președinții de consilii județene. Nu toate lucrurile au fost roz și trebuie să spunem acest lucru și dovadă sunt că unii dintre noi au fost mai marginalizați, mai controlați, chiar de către guvernul nostru. Vedem 2 abordări diferite. Vedem că în timp cei de dreapta își fac o imagine de supereroi a primarilor lor, noi cei de stânga, noi cei mulți, noi cei care am fost învestiți cu încredere de oameni acum 4 ani, suntem baroni, baronei, penali, corupți. Eu nu mă regăsesc aici în calitate de penal, de baron, de corupt. Eu sunt aici în calitate de om care muncește și de membru mândru al Partidului Social Democrat. Cred că trebuie să accelerăm acest proces și să reconstruim și partidul și România de jos în sus și de sus în jos. De ce spun și de sus în jos? Pentru că ajunsesem să fim oarecum izolați. Și mă bucur să văd în această echipă europarlamentari. Pentru că trebuie să recunoaștem, partidul nostru a trecut printr-un moment dificil în relația cu partenerii din Internaționala Socialistă. Ba mai mult, ajunsesem să nu mai avem dialog cu sindicatele, cu dascălii, cu cei care au fost mereu alături de noi și de la care noi ne-am inspirat când am venit cu programele sociale pe care le-am prezentat oamenilor. Un lider înțelept îi ascultă mereu pe primari, pe aleși, pe aleșii locali, nu doar când sunt alegeri. Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, domnul profesor Dâncu ne-au adunat pentru prima dată în mandatul meu acesta de primar, la sfârșit de ianuarie, început de februarie 2020. Am încredere că ceea ce au spus atunci se va îndeplini. Ca dovadă astăzi, statutul partidului s-a modificat și indiferent de poziția la nivelul organizației locale sau județene, primarul municipiu reședință de județ, președintele Consiliului Județean, face parte din Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc tuturor celor care ați votat această îmbunătățire a statutului nostru. Vreau să le mulțumesc celor care
în această perioadă mai dificilă a partidului nostru, un an și ceva de greutăți, au ales să-și spele rufele în familie și să nu iasă și să-și atace colegii, șefii, conducătorii. Pe noi ne ține aici un statut. Noi suntem aici de bunăvoie, nu ne-a forțat nimeni. M-am înhămat alături de o echipă la muncă și sper ca Liga Aleșilor Locali să fie un organism viu, să ne cunoaștem între noi zi de zi, să învățăm din experiența noastră, cu bune, cu rele, să accelerăm procesul de dezvoltare al României, pentru că PSD, Partidul Social Democrat, este cel care dezvoltă România. Băieții aceștia de dreapta, vedem bine ce știu să facă. Au venit la Constanța cu toată echipa lor, s-au așezat cu cazinoul în spate și știți ce a urmat? Încercau să mimeze un discurs, mândrindu-se cu munca lui Daniel Suciu de pe vremea când a fost ministru al dezvoltării regionale, cu munca guvernului PSD, cu munca administrației locale PSD. Aș fi vrut să-i văd pe acești oameni care mimează un discurs public în rândul celor 40.000 de companii din industria Horeca, alături de cei 400.000 de angajați care sunt pe cale să-și piardă locurile de muncă. Aș fi vrut să-i văd în rândul profesorilor, învățătorilor, cărora nu le majorează salariul, dar îi trimit la școală, nu știm în ce condiții. Am înțeles că nu răspunde Orban, că răspund părinții, că răspund profesorii, că răspund primarii, că răspunde oricine mai puțin în afară de ei. Ei sunt aleși de nimeni să ne conducă nicăieri. Îmi doresc ca Partidul Social Democrat să fie adevărată alternativa oamenilor, iar pentru asta sunt alături de discursul tuturor colegilor mei. Nu-mi este frică să dau ochii cu oamenii, indiferent de ce cuvinte ne reproșează, câteodată lucruri pe care poate noi, ca persoane fizice, nu le-am făcut, dar pe care trebuie să ni le asumăm bărbătește, că de aceea suntem membri în Partidul Social Democrat. Vă doresc să aveți mult succes în alegeri, dragi colegi. Sunt convins că de jos în sus, PSD, ca și în urmă cu 4 ani, va câștiga aceste alegeri, va câștiga parlamentarele, va guverna țara către dezvoltare, prosperitate, pe un drum ireversibil, într-o mare familie europeană și un susținător al principiilor democratice. Noi nu ne luptăm cu justiția, noi ar trebui să ne luptăm pentru pace mondială, pentru egalitate de șanse și să susținem angajamentele pe care ni le-am luat. Personal, în calitate de primar al municipiului Constanța, cel mai mare și cel mai adânc port la Marea Neagră, încep orice discurs, spunând că de la noi începe Uniunea Europeană, de la noi începe siguranța mondială, pentru că suntem în Alianța Nord-Atlantică și da, ne mândrim că suntem un membru puternic al Alianței Nord-Atlantice. Dragi colegi, știu că sunteți neobișnuiți cu acest tip de conferință, de congres, de, nu știu, a ne vedea pe ecrane, dar sunt convins că noi suntem cei mai dinamici în a ne transforma, a ne reinventa și a găsi partea bună dintre noi. PSD susține digitalizarea, Partidul Social Democrat răzbește primul congres extraordinar în pandemie și tot primul va fi și la alegeri. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. În cele ce urmează, domnul Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, va adresa mesajul său delegaților din județul domniei sale. Domnule președinte Marcel Ciolacu, domnule secretar general Paul Stănescu, doamna primar general Gabriela Firea, domnule președinte al Consiliului Național Vasile Dâncu, dați-mi voie să vă salutăm cu mult drag de aici, din nord-vestul României, din Maramureș, lângă Baia Mare. Noi, organizațiile din Maramureș și Satul Mare, îi mulțumesc domnului președinte Oneț pentru buna colegialitate de care dă dovadă. Noi, organizațiile din Maramureș și Satul Mare, am fost de fiecare dată împreună, am trecut prin multe lucruri și la bine și la greu. Domnule președinte Marcel Ciolacu,
Am acceptat astăzi să candidez în echipa dumneavoastră și ne onorează pe noi ca maramureșeni această nominalizare a dumneavoastră, pentru că am ales să cred în moțiunea pe care ați propus-o tuturor PSD-iștilor. Înnoirea PSD, reforma în PSD, revoluția în PSD sunt lucruri în care cred. Cred și pentru mine și cred în special pentru generațiile viitoare. Pentru că știu că e nevoie ca în România generațiile care vin după noi să aibă ca alternativă Partidul Social Democrat, un PSD puternic. Să aibă ca alternativă adevărata stângă românească. Și poate cred mai mult și îmi doresc cel mai mult ca și copilul meu care se va naște în următoarele zile să aibă posibilitatea ca peste 18 ani, când va merge pentru prima dată la vot, să aibă pe buletinul de vot posibilitatea de a vota sigla Partidului Social Democrat, un partid social democrat dinamic și european. Dar nu vreau astăzi să vă vorbesc doar ca un simplu membru de partid. Vreau să vă vorbesc ca un mândru membru al Partidului Social Democrat și reprezentant în cadrul autorităților locale. Sunt președintele Consiliului Județean și aici, în Maramureș sau nord-vestul României, administrațiile social-democrate au arătat că pot schimba fața județelor noastre după mulți ani de guvernări de dreapta. Dar astăzi, autoritățile locale, comunitățile locale din România trec prin cele mai grele, cele mai dificile momente din istoria post-decembristă. Bugetele autorităților locale au fost tăiate la sânge de guvernarea PNL. Comunitățile locale din România astăzi nu au bani de cofinanțări pentru a finaliza proiecte europene. Nu avem bani pentru a plăti salariile personalului de asistență socială. Oameni care au grijă de cei mai năpăstuiți dintre români și pe cei de la guvernare nu interesează. Astăzi, autoritățile locale nu mai au bani pentru a continua finanțarea spitalelor sau centrelor de sănătate în această criză sanitară prin care trece România. Și pe cei de la guvernare de la București tot nu interesează. De aceea, astăzi, mai mult decât oricând, e nevoie de un nou proiect de descentralizare a competențelor administrative și financiare dinspre București înspre autoritățile locale. Ne-am săturat să stăm la mâna unor funcționari de la București care stau în fotolii bine încălzite și bine plătite, unii de peste 30 de ani, și decid oportunitatea finanțărilor pentru un proiect de dezvoltare locală în Buzău sau în Satu Mare sau în Maramureș, fără să fi călcat vreodată prin acel județ. Și astăzi avem refuzuri din partea funcționarilor din administrația centrală de la București, oameni care nu înțeleg prioritățile comunităților, oamenilor care sunt reprezentați cel mai aproape de primari, de consilieri locali, de președinții de consilii județene sau de consilierii județeni. Astăzi, mai mult decât oricând, PSD trebuie să propună descentralizarea în România, pentru că noi, autoritățile locale, am demonstrat că putem. Am demonstrat în această perioadă de criză sanitară că atunci când guvernul PNL de la București își dorea doar să facă alegeri anticipate, își doreau doar să facă achiziții astăzi verificate de către instituțiile de anchetă din statul român, noi atunci, autoritățile locale, am avut curaj. Noi atunci am fost cel mai aproape de cetățeni. Noi atunci am avut curajul să luăm măsuri de restricție a circulației, de restricționare a accesului persoanelor din grupele de risc în punctele de alimentare. Am avut curaj să luăm măsuri pentru purtarea măștii, cu mult înainte de ordonanțele militare haotice pe care le-a dat președintele țării sau guvernul României. Am avut curaj să finanțăm toate materialele de protecție necesare în spitale sau în centrele de sănătate. Am avut curaj să finanțăm echipamente medicale performante și n-am primit niciun sprijin de la guvernul de la București. Și pentru toate acestea, astăzi, Partidul Social Democrat trebuie să propună în continuare României descentralizarea.
Descentralizarea este mesajul pe care, acum sigur că vă spun acest lucru ca și transilvanian, ca și maramureșan, dar aici, în nord-vestul României, comunitățile locale așteaptă în primul și în primul rând de la PSD implementarea acestui lucru. Iar în echipa dumneavoastră, domnule președinte Marcel Ciolacu, aveți astăzi voci importante ale social-democrației transilvanene. Vasile Dâncu, Sorin Grindeanu, Radu Moldovan, Laurențiu Nistor, Victor Negrescu sunt voci ale social-democrației transilvanene care pot câștiga respectul cetățenilor pentru PSD. Putem împreună, printr-un mesaj corect, cinstit, apreciat de către oameni, să readucem social-democrația transilvaneană acolo unde au dus-o înaintașii noștri în perioada interbelică. Noi în Maramureș am reușit deja să facem acest prim pas. Candidăm astăzi noi, PSD, alături de PNCCD, alături de PPUSL, sub sigla Coaliției pentru Maramureș, candidăm pentru oameni, candidăm alături de cei mai importanți și mai gospodari maramureșeni, pentru că avem în cap un singur lucru, interesul cetățeanului și interesul Maramureșului. Așa să ne ajute Dumnezeu! Să urmărim mesajul video al domnului Udo Bullmann, lider al Partidului Social Democrat din Germania. Dear friends, our world is in its biggest crisis for the last 100 years. We have to come together, put together our strength, our capacities to save lives, to rebuild our healthcare systems, our social security systems, and a decent society fit for the future that needs all our energy beyond national boundaries, in the communities, in the member states, in Europe, wherever on the globe. But my friends, this is the hour of social democrats. Who else should be able to save this world and put us on the right track again? So if you gather in these days in Romania to rebuild your party on the basis of our values, on solidarity that leaves nobody behind, on civic freedoms, on the rule of law, and of mutual future for everybody in your country, I send you the best greetings from Berlin, from the SPD, from your sister party. We stand with you, we will be with you today, tomorrow, and the way ahead. I'm looking forward to meeting all of you wherever, in Romania, in Berlin, in Germany, in Europe, in Brussels. All my best wishes, good luck for your deliberations, for your Congress, and take care, my friends. I wish you the best from the SPD. Acum, din țară, de la Vaslui, să-l ascultăm pe domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui. Domnule președinte, stimați delegați, permiteți-mi să vă spun că mă voi adresa astăzi dumneavoastră ca un membru de partid. Eu nu cred că sunt membri de partid simpli și membri cu moți. Am auzit în luările de cuvânt ale distinșilor colegi fel de fel de lucruri astăzi despre importanța acestui congres a Partidului Social Democrat. Eu sunt unul dintre aceia care m-am luptat din răsputeri ca acest congres să fie un congres ordinar al partidului, să fie un congres la termen, să fie un congres desfășurat pe baze statutare serioase și nu pe modificări și încropeli făcute la repezeală astfel încât să ne cadă cât mai bine atunci când trebuie să participăm la procesul democratic al alegerii structurilor de decizie a Partidului Social Democrat. Am auzit astăzi că vrem să ne transformăm dintr-un partid
conservator într-un partid modern. Eu credeam acum 30 de ani că m-am înscris într-un partid modern deja. Dar, sigur, modernismul nu e proprietatea nimănui și evident apreciez această tendință de a vă situa în linia modernismului și de a înlătura vechile metode. Vechile metode le coroborez aici cu exprimarea domnului președinte interimar, care a spus că a trecut vremea tătucilor. Cred că s-a referit la tătucul Stalin, pe care, evident, chiar și eu, care nu sunt chiar atât de nou în Partidul Social Democrat, nu îl recunosc că a fi făcut parte vreodată din Partidul Social Democrat. Poate că e bine ca la adresa liderilor noștri din trecut să ne exprimăm cu mai multă atenție. Că printre aceștia a fost Ion Iliescu, Adrian Năstase și ar fi cazul să ne măsurăm puțin în înălțimea. Chiar dacă rigla sau ruleta pe care o folosim arată câteva sute de centimetri. Vreau să cred, stimați colegi, că după ce am făcut acest efort extraordinar și sigur, din punct de vedere al spectacolului, a ieșit foarte bine reuniunea noastră de astăzi, înțelegem cu toții că nu e vorba aici de o cosmetizare așa a conducerii și de a schimba câteva feții conform dictonului fețe noi. Nu e vorba aici de a ne supune în permanență percepției momentane. I-am auzit și astăzi pe unii dintre colegi spunând că vom respecta întotdeauna opinia oamenilor. Eu am crezut că am ascultat cu atenție și am încercat să traducem în măsuri, în politici foarte serioase, opinia oamenilor. În același timp am spus de mai multe ori că opinia nu e chiar cel mai tare element de cunoaștere. Și uneori opiniile sunt false și noi, care trebuie să facem analize foarte serioase în legătură cu acesta, uneori trebuie să ne asumăm sarcina de a combate aceste opinii false. Sunt, stimați colegi, alături de toți membrii Partidului Social Democrat implicat în această campanie electorală. Și n-am să mă mai lungesc foarte mult. Cu toate imperfecțiunile acestui congres organizat în forma în care a fost organizat, cu tot programul acesta pe care, evident, nu m-am mai ocupat astăzi să-l critic foarte sever, aș aminti aici doar acea formulare extrem de nefericită privind Partidul Clasei de Mijloc. Eu credeam că partidele social-democrate din lumea contemporană, modernă, așa cum ziceți domniile voastre, sunt partide de integrare și se referă la toate clasele sociale și grupurile, categoriile sociale ale căror năzuințe încearcă să le studieze, să le formuleze, pentru care formulează politici găsind acel numitor comun tuturor, care să conducă la o societate mai bună, la o lume decentă, la mai multă bunăstare, la mai multă înțelegere și la un mecanism democratic de afirmare. Stimați colegi, vreau să vă doresc tuturor în aceste alegeri succes. Să doresc succes și acelora care vor fi aleși astăzi, asigurându-vă că vă voi însoți în efortul de a câștiga alegerile cu toate puterile organizației din care fac parte. Dacă veți reuși să faceți lucrul acesta, vom fi alături în continuare de domniile voastre, sper, pentru o vreme. Dacă nu, noi așteptăm și vă ducem. Să-l urmărim într-un mesaj video.
pe domnul Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical. Doamnelor și domnilor, în numele Blocului Național Sindical, urez Congresului Partidului Social Democrat reușit. Mulțumesc pentru faptul că îmi dați posibilitatea să vă adresez acest mesaj în numele organizației noastre, întrucât de pe vremea lui Adrian Năstase n-am mai avut șansa să vă adresez un mesaj, cu toate că am fost prezent la toate evenimentele la care am fost, pe care le-ați organizat și la care am fost invitat. Profit de această oportunitate, chiar dacă v-ați fi așteptat ca mesajul meu să vizeze strict zona de felicitări și urări de bine, profit de această oportunitate pentru a vă face trei recomandări. Prima vizează, în opinia noastră, nevoia unei modificări doctrinare. E nevoie să reveniți acolo unde vă este, de fapt, locul, în centrul stânga politicii românești, o stângă modernă, ancorată atât valorilor naționale cât și celor europene. Încă din timpul lui Victor Ponta, în opinia noastră, v-ați deplasat mult spre centru, ați trecut prăleazul în partea cealaltă, de multe ori nici nu știam ce tip de interlocutor avem în față. Al doilea meu mesaj, rugăminte, este de a vă regândi politica de resurse umane. De la Octav Cosmâncă, încoace, din păcate, nu cred că ați avut cele mai bune soluții în ceea ce privește pe cei care ar trebui să se ocupe de politica de resurse umane a Partidului Social Democrat. E nevoie să aveți acolo o echipă de bună calitate, capabilă oricând să identifice în masa de membri și în masa de simpatizanți a Partidului Social Democrat cele mai bune resurse umane. Trebuie să reveniți acolo unde vă e locul și în politica de resurse umane din zona politică, adică pe locul întâi, pentru că vă reamintesc că toată lumea știa, spre exemplu, că la începutul anului 2000 că sunteți partidul cu cele mai competitive resurse umane. În al treilea rând, îmi permit să vă recomand să vă regândiți un picuț politica de alianțe. Și aici, în ceea ce privește politica de alianțe, noi constatăm că ele nu urmează o țintă, un traseu, un obiectiv clar, ci sunt mai mult niște alianțe de conjunctură cu niște parteneri care de cele mai multe ori v-au înșelat așteptările. Vom fi alături de voi în demersurile corecte pe care vreți să le faceți pentru modernizarea României. Contați pe Blocul Național Sindical ca pe un partener de bună credință, chiar dacă uneori vă criticăm în spațiul public. Mult succes și să vă dea Dumnezeu maturitatea necesară ca astăzi, în urma votului pe care îl dați, să vă alegeți cea mai bună echipă pentru conducerea Partidului Social Democrat. Mult succes! Îl invităm la microfon pe domnul Daniel Băluță, primarul sectorului 4. Dragi prieteni, sunt primarul unuia dintre cele mai sărace sectoare ale capitalei. Oamenii care m-au ales muncesc din greu pentru a-și întreține familiile. Când am preluat primăria, am înțeles că fără resurse și fără o administrație performantă, nu avem nicio șansă să ieșim la lumină. Le-am promis cetățenilor că pot trăi mai bine și în siguranță. Și azi, în fața dumneavoastră, colegii mei, prietenii mei, dar mai ales în fața lor, a oamenilor din sectorul 4, mă simt bucuros și onorat să spun că da, se poate.
Se poate să ne ducem copiii la școli și la grădinițe sigure, în parcuri îngrijite, să avem blocuri și străzi reabilitate, piețe moderne în care producătorii români să-și poată vinde marfa. Se poate să construim spitale, se poate să construim artere de circulație moderne. Dragi colegi, românii ne-au dat încrederea lor și puterea de a decide în majoritatea satelor, comunelor, orașelor și județelor țării. Suntem partidul care a deschis ușa României către NATO și UE. E răspunderea noastră să aducem beneficiile acestui spațiu de prosperitate și siguranță în casa fiecăruia dintre români. Avem soluții. Le știu și eu, le știți și voi. Cu fonduri europene, cu partenerii noștri europeni și internaționali, putem completa resursele pe care le avem pentru a ridica nivelul de trai al românilor. Depinde de noi ca exodul să se oprească, să le oferim celor de acasă speranța și bucuria de a trăi, de a munci și de a iubi în această țară. Azi ne pregătim să întărim rândurile și acest congres e momentul de a fi uniți și puternici. Îi mulțumesc pentru încredere domnului președinte Marcel Ciolacu. Sunt onorat să fac parte, alături de voi, din echipa sa. Pentru că împreună suntem cea mai puternică forță din România. Intrăm în alegerile locale și parlamentare, încrezători în capacitatea noastră de a le oferi oamenilor cele mai bune soluții pentru o viață mai bună și mai sigură. Eu vă asigur că voi rămâne, așa cum sunt de mai bine de 20 de ani în PSD, un politician responsabil, solidar, gata să-i sprijine pe colegi. Vă mulțumesc și vă urez tuturor succes în alegerile de pe 27 septembrie. Îl invităm în scenă pe domnul Dragoș Benea, europarlamentar. Domnule președinte al Consiliului Național, doamna primar general, domnule secretar, doamnelor și domnilor, dragi colegi, ne-am întors cu totul liniile de mesaj pe care, ascultându-i pe colegii mei astăzi, ne-am întors cu totul liniile de mesaj cu care venisem în gând ieri. Și sigur că am înțeles și rugămintea secretarului general Paul Stănescu de a fi cât mai scurt. O să încerc să fiu cât mai scurt, dar totuși o să vorbesc și în calitate de moldovean, și de europarlamentar, și de fost ales local. Eu înțeleg foarte bine că trebuie să ne regenerăm și că avem o resursă foarte bună și foarte competentă în Transilvania. Avem la fel în sudul României, dar totuși eu vin din regiunea nord-est a României, așa este ea denumită în scriptele partidului, regiunea Moldovei, cea mai populată regiune a României și care de-a lungul timpului a fost o constantă în toți acești 30 de ani și mi-ar fi plăcut să aud asta de la cel mai vechi membru al PSD-ului, domnul Buzatu. PSD-ul a fost foarte... Moldova a avut puțin reprezentanță în structurile de vârf ale partidului. De data aceasta suntem 2 sau 4, pentru că și doamna Firea este din Moldova și primarul de la Galați. Galați nu este nord-est, dar este Moldova și salut faptul că totuși scriptic suntem mai mulți moldoveni ca niciodată, dar mai puțin decât alte regiuni ale țării, cu atât mai mult cu cât, repet, subliniez, suntem cea mai populată regiune, una dintre cele mai active pe atragerea de fonduri europene. Și să nu uităm, dacă tot facem apel de atâtea ori la istoria partidului sau când ne place sau când nu ne place, PSD-ul s-a bazat și marile succese electorale ale PSD-ului în acești 30 de ani au venit din Moldova și Moldova a avut întotdeauna așteptări de la PSD. De cele mai multe ori ele au fost confirmate spre deosebire de oponenții noștri politici, galbenii, cum au fost astăzi denumiți aici. Și de aceea, sigur că salut și îi felicit pe toți aleșii locali din zona Moldovei pentru că au rezistat asalturilor impuse de Alianța Estului, o copie de prost gust
în replică la Alianța Vestului. Alianța Estului târnosită între Iași și Suceava, care nu s-a ocupat cu altceva decât cu racolarea de primari și, din păcate, cu o fântână multicoloră din curtea Spitalului Județean Suceava, care nu numai că a riscat să contamineze toată Moldova, ci chiar a făcut-o. Astea sunt realizările Alianței Estului de dreapta, de când s-a înființat și până astăzi. Noi, cei de la PSD, și trebuie să fim, și aici repet mai mulți colegi, trebuie să privim electoratul cu fruntea sus, pentru că totuși PSD-ul, când a fost la guvernare și cu precădere din 2017 până în 2019, a reechilibrat investițiile în toate zonele României. Și Moldova a avut parte de investiții importante, de la drumuri comunale, școli, grădinițe, poduri, podețe, alimentări cu apă, canalizare, nu le mai trec eu în revistă pe toate, dar și de la două proiecte de autostradă ireversibile, autostrada A7 Ploiești-Pașcani și autostrada A13 Bacău-Brașov, spre deosebire de alte variante care au rămas cu proiect de lege sau au rămas în cel mai fericit caz la nivel de planșetă, acuarele, pensulă. Asta este diferența între noi, cel puțin în Moldova, între noi și cei de dreapta. Și trebuie să fim mândri și apreciez acest lucru, apreciez faptul că primarii au rezistat acestei avalanșe de presiuni care a fost în ultimul timp pe ei. S-a vorbit aici, eu vreau să folosesc foarte multe substantive proprii, nume, prenume, de județe, de... Astăzi când am intrat în sală, evident că am fost șocat ca cei mai mulți dintre noi. Sunt membru vechi al partidului și am participat la multe congrese și sigur învățat cu sala Palatului sau cu Romexpo. Astăzi să fiu alături de doar 20 de colegi nu a fost un lucru obișnuit. Și eu am o așteptare, o năzuință și aici vreau să-l dezamăgesc puțin pe colegul meu, Radu Moldovan de la Bistrița. Eu am o așteptare și o năzuință de la viitorul impredictibil care se profilează. Și anume că dacă tot nu ne vom mai întâlni cu lucruri care am fost obișnuiți, poate totuși se va schimba și paradigma votului în România. Radu spunea că oamenii sunt informați. Nu sunt foarte convins că oamenii sunt foarte bine informați. Suntem în perioada în care titlurile bombastice și clicurile sunt cele care dau tonul în, chiar și în piața politică. Și știți cu toții că sunteți aleși local, cei mai buni aleși local din țară, aleși și PSD, cât de mult și cât de greu ne este să împingem la promovare și să spunem ceea ce am făcut. Vă dau un exemplu din județul din care vin, județul Bacău, care este grăitor și acoperă și ce spunea primarul Bădulescu de la sectorul 3 cu protejarea firmelor locale. E foarte corect și e de dorit. Eu vin dintr-un județ în care o firmă românească, cel mai mare antreprenor de infrastructură mare, Umbrărescu, a terminat centura Bacăului. Amintiți-vă că de la cea mai înaltă tribună prezidențială a fost criticat că a plecat de pe șantier într-o zi de duminică, la o săptămână după inaugurarea acelui șantier. Șantier care în anul 2019, ce să vezi, a devenit cel mai dinamic șantier de mare infrastructură din România. Centura ocolitoare a Bacăului și primii kilometri de autostradă din Moldova. Astăzi, centura Bacăului, după 10 luni de guvernare liberală, este centura muzeu. Și toți băcăuanii știu și cei care traversează Moldova, sunt 7 kilometri care sunt, pot fi dați oricând în exploatare de aproape 2 luni, dar stau blocați pentru că sunt niște funcționari, așa cum spunea Gabi de la Maramureș, sunt niște funcționari în Ministerul Transportului care nu sunt conduși de Ministrul Transporturilor, sunt niște funcționari care pentru ei centura Bacăului este mult mai puțin importantă decât drumurile pe care se plimbă ei cu ATV-urile pe Valea Prahovei. Și asta sigur că este strigător la cer și asta se întâmplă pentru că niște incompetenți liberali nu știu să-i conducă, nu știu să învingă birocrația, nu știu să producă actele, astfel încât ceea ce PSD-ul a zămislit să fie dat în folosință pentru oameni, că vorbeam de oameni. Astăzi, Umbrărescu este o firmă fanion și sunt convins că va duce toate proiectele de infrastructură din România, că sunt în Transilvania, că sunt în sudul României, că sunt în Moldova, le va duce la termen sau chiar înainte de termen și cu lucrări de calitate. În opoziție, ca și proveniență și doar atât, este un constructor spaniol
la aeroportul, cel mai mare aeroport din regiunea Moldovei, aeroportul Bacău, care lucrează 24 de ore din 24 și până la 1 octombrie va da în folosință pista aeroportului internațional din Bacău, obținut tot pe fonduri europene, tot pe timpul guvernării PSD. Sunt câteva exemple că noi am văzut acele, e plină toată România de panouri cu noi construim, că se poate, s-au inspirat din campanii de acum 10 ani de prin America. Păi la centura Bacăului ei nu pot să învingă doi birocrați și nu pot să dea drumul la ceea ce a construit PSD-ul. Noi suntem, în afara faptului că suntem oameni și un partid care s-a ținut de cuvânt întotdeauna cu electoratul și eu sunt convins că marea majoritate a aleșilor locali din România, ceea ce au promis în 2016, au și raportat cetățenilor în iunie 2020, suntem un partid care ne-am caracterizat prin faptul că ne ținem de cuvânt, ne caracterizăm prin faptul că ne ținem de cuvânt, dar ce să vezi, ca să declinăm puțin mesajul liberalilor, am demonstrat că se și poate. Am demonstrat că se poate. Noi nu facem promisiuni deșarte, așa cum fac cei astăzi de la guvernare. Revenind la chestiunea zilei, la congresul de astăzi, sigur că schimbarea de, iarăși, de paradigmă, dacă pot să spun așa, este una importantă. Practic, noi după 30 de ani nu mai mizăm pe liderul locomotivă, ci mizăm pe echipă. Nu este un pariu ușor, este un pariu riscant. Eu am înțeles din programul de reconstrucție al președintelui Marcel Ciolacu că, virgulă, consensul va prima dreptului de vot sau instituției ultimul cuvânt și e bine că până la urmă nu-i așa, stă în firea oamenilor să fie consultați, să participe la decizie, să simtă că participă la decizie, dar nu va fi un lucru simplu, pentru că știm cu toții că în orice organizație politică este nevoie și de o mână forte, este nevoie de autoritate în momentele complicate, dar președintele Marcel Ciolacu și-a asumat o misiune foarte grea alături de echipa care, trebuie să recunosc, care, în ciuda comentariilor mai mult sau mai puțin hazlii, are toate ingredientele ca pe termen mediu și lung să facă o performanță bună spre foarte bună. Să nu uităm că totuși, într-adevăr, liberalii în 10 ani au îngenunchiat România, dar și pe noi ne despart doar 10 luni de plecarea de la guvernare, în care am văzut încă o dată că percepția bate realitatea și filmul bate viața, nu viața bate filmul. Noi am făcut lucruri bune în 3-4 ani, am avut probleme de comunicare, să nu uităm, apropo de Moldova și de ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani și achiesez și eu la a vorbi cu mare atenție de liderii pe care i-a avut acest partid și trecutul pe care l-a avut acest partid și trebuie să învățăm doar din greșeli, niciodată să uităm trecutul sau să-l trecem în plan secundar. Totuși, în Moldova, în această perioadă, a avut miniștri cât n-a avut în 30 de ani. Sigur, unii mai competenți, alții mai puțin competenți, unii mai comunicatori, mai puțin buni comunicatori, înțeleg ce înseamnă și comunicarea în politică, este cheia până la urma succesului. Eu sunt convins că ceea ce vor face domnul profesor Dâncu și Ionuț Vulpescu, acea pepinieră, acele laboratoare ale PSD-ului, vor avea foarte mulți moldoveni care vor fi și competenți și buni comunicatori. Închei prin a spune că dacă tot am fost prezentat europarlamentar, plec optimist de aici, văzând totuși în discursul președintelui și în prezentarea viitorului partidului, am văzut câteva cuvinte cheie, dezvoltare echilibrată, voce europeană, coeziune, sunt ingrediente care sunt importante în ceea ce urmează în dezvoltarea partidului. Îmi doresc foarte mult că dacă ne imaginăm România ca un ceas, pentru că tuturor ne place să credem că funcționăm ca un ceas, totuși să începem așa cum pleacă și acele ceasornicului, cu nord-estul, pentru că întotdeauna, până în 2017, pe Moldova s-au închis toate bugetele și eu sper ca viitoarea guvernare PSD să facă taman invers, pentru că Moldova întotdeauna a avut așteptări și s-a bazat pe PSD. Să nu uităm acest lucru, să nu uităm că așa cum spunem peste tot că nu ne dorim o Europa cu două sau trei viteze, trebuie să nu ne dorim o Românie cu două sau trei viteze. Încă o dată îi felicit pe toți aleșii locali care au rămas alături de PSD și au rezistat presiunilor. Le doresc mult succes în aceste alegeri și Doamne ajută!
Vă invit să ascultăm mesajul video al domnului Claudiu Crăciun, secretar general al Demos. Demos este un partid nou, de stânga, înființat de persoane care n-au mai făcut politică până acum. Rădăcinile noastre sunt în societatea civilă și mai ales în protestele din 2012 organizate împotriva regimului austerității și corupției condus de Traian Băsescu. Ne-am înființat pentru că vedem că inegalitățile, sărăcia și nedreptățile se răspândesc. Ne-am înființat pentru că statul social, care trebuie să ne cuprindă și să ne sprijine pe toți, este lovit în fiecare zi. Și rezultatele se văd. Țara se golește. Milioane de concetățeni iau calea străinătății, fugind de salariile mici, condițiile grele de viață și lipsa de perspective. Avem o mare provocare în fața noastră. Timp de 30 de ani am sacrificat drepturile și demnitatea lucrătorilor în favoarea capitalului și patronatelor. Acest lucru trebuie să se termine. Suntem în plină pandemie. Suntem într-un moment de răscruce. Această pandemie aduce cu ea și o criză economică, mult mai dură decât cea din 2008-2010. Această criză îi face pe oameni să înfrunte boala, sărăcia și lipsa de perspectivă. Iar toți acești oameni au nevoie de aliați și au nevoie de sprijin. Noi, Demos, suntem un sprijin pentru aceștia, dar suntem la început și resursele noastre sunt limitate. Acești oameni au nevoie de mai mult. Au nevoie de o stângă autentică, europeană, care nu se sfiește să lupte pentru ei. Avem nevoie de o stângă cu o nouă conștiință. Una curată, una responsabilă și una neobosită în a lupta pentru drepturile și demnitatea celor mulți. Dacă vreți cu adevărat să construiți această stângă, nu veți rămâne niciodată fără orizont și fără viitor. Cele bune! Vă invit să-l ascultăm pe domnul Victor Negrescu, europarlamentar. Dragi colegi, dragi prieteni, suntem în fața unui moment nemai întâlnit. România, noi toți ne confruntăm cu o criză medicală de o amploare greu de definit, cu un impact economic și social ce necesită un răspuns adecvat și consistent. Sute de români și-au pierdut viața în ultimele luni și în ciuda eforturilor impresionante ale tuturor, ale dumneavoastră, ale românilor și în mod special a celor din linia întâi, cărora trebuie să le mulțumim, România se află pe primele locuri din Europa în ceea ce privește numărul de noi îmbolnăviri. Astăzi România a devenit din ce în ce mai izolată din cauza slabei guvernări a pandemiei și trebuie să spunem lucrul acesta, că ne aflăm în această situație din cauza ceea ce a făcut actualul guvern. Ministrul Liberal al Sănătății spunea că românii au ajuns ciumații Europei, dar a uitat să spună că actuala guvernare nu a gestionat așa cum trebuie aceste momente. Mai mult, se pare că a uitat de cei care și-au pierdut viața în aceste momente, mai ales în ultimele luni. Vorbim în total de peste 3.000 de persoane. De aceea vă propun, dragi colegi, să păstrăm un scurt moment de reculegere în memoria celor 3.000 de persoane care și-au pierdut viața în ultimele luni. Sunt convins că nu trebuie să trecem cu simplitate peste acest lucru, așa cum, din păcate, o fac cei care ne guvernează astăzi. Niciodată românii nu mai trebuie să treacă prin așa ceva. Niciodată noi din Partidul Social Democrat nu trebuie să mai fim în defensivă. Noi trebuie să acționăm. Și trebuie să acționăm, mai ales atunci când vedem aroganța actualilor guvernanți. Ei ne vorbesc de responsabilitate în timp ce, în fiecare zi, fac campanie electorală. Unii din miniștrii care ar trebui să guverneze, să-și facă treaba pe la ministere, astăzi sunt în campanie, candidează pentru funcții de primar, pentru funcții de președinți de consilii județene și nu-și fac treaba acolo unde au fost puși să-și facă treaba, ceea ce nu este normal. Este timpul să avem mai mult curaj, să ne susținem viziunea și mi-a plăcut ceea ce s-a spus astăzi, să venim cu un proiect de țară.
un proiect de țară pentru dezvoltarea României. Să ne asumăm ceea ce am făcut. Să vorbim cu mândrie despre faptul că Partidul Social Democrat a dus România spre Uniunea Europeană și NATO. Să reamintim românilor istoria de peste 127 de ani a social-democrației românești și contribuția adusă la realizarea Marii Uniri de la Alba Iulia. Să arătăm românilor că toate guvernările social-democrate au adus creștere economică, în timp ce dreapta a condus România spre criză. Dragi colegi, Partidul Social Democrat poate câștiga alegerile peste tot în țară. Am câștigat alegerile în localitățile din Munții Apuseni, din județul meu, din județul Alba, când unii credeau că nu se poate. Am câștigat alegerile din București, cu doamna primar Gabriela Fira și candidații noștri din sectoare. La Maramureș, la Bistrița, la Iași, la Botoșan, la Constanța, la Timiș, la Dolj, la Mehedinți, pentru a enumera doar câteva exemple. Am câștigat încrederea oamenilor în multe zone unde lumea nu credea că stânga poate câștiga. Voi, dragi colegi, ați câștigat alegerile. Voi ați reușit această performanță. De aceea vă spun că putem face foarte multe lucruri împreună. Cred sincer că nu funcțiile contează. Am demonstrat, cred eu, deja acest lucru prin deciziile mele anterioare. Mă ocup, cum știți, de dimensiunea europeană, prin PES Activist România, iar acum, ca urmare a acestui congres, cu sprijinul dumneavoastră, la propunerea colegilor din conducerea partidului, îmi va reveni această responsabilitate să lucrez mai mult cu Marius de la Brașov, cu Romeo de la Harghita, cu Vasile de la Mureș, cu Ioan de la Alba, cu Marin de la Covasna și Bogdan din Sibiu, pe zona pe care o reprezint, mă refer aici la regiunea centru. Dar știu evident că este nevoie de toți. Nu putem câștiga alegerile doar într-o parte și în altă parte să reușim o performanță mai mică. Trebuie să lucrăm împreună pentru că este vorba de un proiect de țară. Un proiect de țară care se referă la toate regiunile, fără inegalități, fără disparități, cum spunea colegul meu europarlamentar, domnul Benea. Avem nevoie de o dezvoltare sustenabilă, echilibrată. Dar avem mai ales nevoie de consistență, de profesionalism, de responsabilitate, de o echipă unită și puternică și, da, de coerență. Românii ne vor susține mereu dacă vom lupta pentru ceea ce credem. Și de aceea astăzi vă spun direct, eu nu mă ascund, că avem nevoie de această reformă propusă de echipa actuală. De o transformare a partidului, într-un sens pozitiv, evident, de o revenire la valorile noastre social-democrate, dar și de o evoluție spre o organizație modernă, europeană, performantă, în care fiecare coleg este tratat cu respect, în care vom accepta toate opiniile, de la progresiștii pro-europeni, pe care îi reprezint, până la cei mai conservatori dintre colegii noștri. Avem nevoie de toate acestea pentru că liberalii portocalii și populiștii de la USR conduc țara spre dezastru. Ne dezbină ca nație. Sunt ocupați cu afacerile lor, nu cu drepturile celor mulți. Promovează o politică a urii, nu o politică a construcției și a solidarității. Avem nevoie de o politică care pune accent pe educație, pe sănătate, pe dezvoltare sustenabilă și trebuie să vă spun, dragi colegi, toate aceste lucruri sunt în programul nostru. Veți vedea acolo ce vrem să propunem României. Este un program complex la care au contribuit toți cei care fac parte din această echipă, dar și alți colegi. Angel, Florin, Ionuț, Radu, Roxana, știu bine la cine mă refer.